Violată de propriul iubit, o tânără irlandeză în vârstă de 24 de ani care trăiește în Vaslui a fost agresată și apoi aruncată pe geam de la etaj de bărbatul alături de care trăia. Aceasta se stabilise în oraș în urmă cu câteva luni. Prezintă fracturi de antebraț, un traumatism de coloană cervicală. Tânăra era beată și plină de noroi. De altfel, vecinii spun că o vedeau frecvent sub influența alcoolului și că scandalurile dintre ea și iubit erau la ordinea zilei. Medicii legiști urmează să stabilească acum dacă tânăra a fost într-adevăr violată, așa cum spune. Și polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.